Migurile au intrat în dotarea armatei române în anii 60. După Revoluție, aparatele de origine sovietică erau depășite tehnic și aveau nevoie de modernizare, așa că au fost incluse în cel mai mare program de acest fel al armatei române. Peste 100 de avioane au trecut la standardul Lancer, ceea ce a permis să fie compatibile cu sistemele de recunoaștere NATO. În 1994, chiar în anul în care a fost semnat contractul de modernizare, primul MiG se prăbușea pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Luând ca istoric aviația de luptă, MiG-urile 21 ar fi trebuit modernizate, ar fi trebuit să zboare până către sfârșitul anilor 2010. 2012 maximum de viață al MiG-urilor 21, așa cum le vedeam în 2005-2006. Depășite tehnic, statul a hotărât în cele din urmă să renunțe la bătrânele MiG-uri, așa că a decis să cumpere avioane F-16 de producție americană. 17 astfel de aparate achiziționate la mâna a doua din Portugalia au intrat în dotarea armatei române. Procesul de modernizare a capotelor aeriene nu se va opri însă aici. Avem în vedere să achiziționăm și avioane de generație F-35. Noile tipuri de avioane intrate în dotarea armatei permit executarea cu eficiență ridicată a tuturor misiunilor specifice. La finalul anului trecut, reprezentanții MEAPN au anunțat că vor cumpăra din Norvegia încă 32 de avioane de vânătoare F-16 vechi de 40 de ani, în care statul ar urma să mai investească peste 100 de milioane de euro pentru modernizare. În momentul de față, aviația militară are MiG-ul 21, Lancer și F-16, în limitele care să-i permită să facă poliția aeriană pe două baze aeriene. Adică câte o escadrilă de F-16 și o escadrilă de MiG-21. Mai există aproximativ o escadrilă de MiG-21 la Mihail Cogălnicianu. Acestea probabil că vor fi retrase cât mai repede către Câmpia Turzii. Procesul de modernizare a forțelor aeriene nu se va opri însă aici, susține Ministerul Apărării.